Rona Hartner a dezvăluit ce probleme a avut la chimioterapie și prin ce coșmar a trecut mama ei în timpul ședințelor de supraviețuire. Rona Hartner a revenit în România după ce aproape 6 luni s-a luptat cu un cancer nemilos la colon. Am preferat să fac chimioterapia în Franța, a fost un chin, dar sunt bucuroasă că am putut depăși momentele grele și acum chiar sunt bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat forță să fac acele 12 ședințe dureroase și să fiu din nou pe picioarele mele. Este un miracol, dar pe de altă parte și un cadou pe care mi l-a dat cel de sus, să trăiesc și să văd viața cu alți ochi, a povestit Rona într-un live exclusiv pe Facebook-ul VogueBiz. Rona Hartner a făcut dezvăluiri uluitoare despre cancer. Soțul meu îmi făcea injecțiile. În premieră pentru VogueBiz, Rona Hartner avea să mărturisească faptul că Herve, soțul său, nu s-a dezlipit de ea nici măcar o secundă în această perioadă. A fost sprijinul meu, raza mea de soare. Mi-a suportat toate stările posibile și imposibile din această perioadă. El îmi făcea injecțiile, pentru că eu uitam, îmi dădea medicamentele și mă plimba pe plajă. M-a ajutat să mă ridic, să fac acei pași prin casă. În plus, mereu îmi zicea că mă iubește mai mult, așa suferind, decât în perioada în care m-a cunoscut și eram plină de viață, a povestit, emoționată, artista. Rona Hartner a făcut dezvăluiri uluitoare despre cancer. Am trimis-o acasă pe mama la începutul chimioterapiei. Dacă Herve a fost cel care a ajutat-o pe vedetă în clipele dure ale bolii, ei bine, mama ei a clacat și Rona a decis să își trimită mama acasă în timpul chimioterapiei. Of, este greu pentru un părinte să vadă că se întâmplă așa ceva cu copilul său. Îl doboară chestia asta. Eu, sincer, am trimis-o acasă pe mama la începutul chimioterapiei. Atât de tare empatiza cu mine și cu ce mi se întâmpla, încât parcă ea trecea prin tratamentele mele. Plângea într-una, era distrusă și i-am zis să se ducă undeva, ori în Canada unde locuiește, ori într-o vacanță. Îmi aduc aminte că la primele ședințe, ea era bolnavă și simțea efectele terapiei medicale pe pielea ei, mai rău decât mine. Această empatie somatică este dureroasă și, de aceea, am preferat să fiu doar cu Herve, care s-a dovedit a fi foarte puternic. Avea să facă Rona Hartner a făcut dezvăluiri uluitoare despre cancer și perioada critică prin care a trecut.